Bun găsit! Am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la Șelimbăr. Ci că acolo și dacă îți luai pământ pentru florile din Ghivești trebuia să dai o șpagă. Doamnelor și domnilor, scrie în tribuna, primarul și secretarul din Șelimbăr au fost reținuți pentru afaceri cu pământuri. Producția la hectar de apartamente și supermarketuri a atras atenția DNA-ului în cele din urmă, care DNA susține că prejudiciul e de peste 100 de milioane de euro. Vă dați seama, 100 de milioane de euro. Ci că de când cu șpaga asta atât de mare, zidul chinezesc nu mai e singurul lucru care se vede de pe lună. Știți că se zvonește că Burj Al Arab trebuia să se construiască la Șelimbăr, dar nu și-au permis să iasă de atâta șpagă. Dar, apropo, capitala are un nou primar după ce consilierii locali l-au schimbat pe cel cu care l-au înlocuit pe Sorin Oprescu. Sorin Oprescu acuza și el de niște șelimbărisme din astea. Noul primar este PNL, susținut de PSD, adică un fel de USL, dar altceva mă miră pe mine. Mă miră că Bucureștiul are totuși primar. La cum arată, mă gândeam că are un bulibașă, de exemplu. Hai, glumesc, desigur. Bucureștiul e un oraș cu o muzicalitate aparte. La orice colț de stradă se aude melodia Fiare vechi cumpărăm! Dar așa lor, pesediștii sibieni, scrie în turnul sfatului, îl vor pe Florin Orlățan drept candidat la funcția de primar al Sibiului. El însă nu vrea, fiindcă a pierdut deja de două ori la Sibiu. Așa că PSD-ul trebuie să se gândească la o altă persoană. Vedeți de ce fiecare partid trebuie să aibă un trihenie al lui. Domnul Orlățan spune că probabil săptămâna viitoare o să apară numele primilor potențiali candidați la funcția de primar al Sibiului. În definitiv, e încă de vreme. Alegerile sunt la anul, în iunie. Pe de altă parte, cineva îmi spunea că pentru PSD, oricât de devreme ar fi, tot târziu e. PSD-ul se chinuie să găsească soluții pentru mediul urban. În județ sunt 9 orașe și doar 2 sunt conduse de PSD. În restul, dacă erai mort, nu puteai vota. Poate dacă se organizează alegeri în Orășelul Copiilor, mai câștigă un oraș, cine știe. M-am gândit cum pot oamenii răi să spună despre PSD că e continuatorul PCR. Eu zic că e exact invers față de comuniști. PCR câștiga în fiecare an la Sibiu alegerile cu 90%, PSD pierde la Sibiu în fiecare an cu 90%. Exact invers. În fine. Bun. Doamnelor și domnilor, se zvonește că data trecută a fost la un pas să câștige alegerile, deși nici măcar n-a candidat. Raluca! Bun venit! Doamnelor și domnilor, vă rog să apreciați și dumneavoastră acasă ținuta colegii mele, ținută furnizată și astăzi de magazinul Ancas. Ținută de iarnă. Ținută de iarnă, da, croșetată. Nu iarna, ținuta. Doamnelor și domnilor, ne puteți transmite opiniile dumneavoastră cu privire și la ținută, dar și la alte lucruri pe pagina noastră de Facebook și ne puteți urmări și online pe canalul nostru de YouTube. Nu mai pierdem vremea, vom vorbi tot despre sezon, ne vom întâlni cu organizatorul Târgului de Crăciun, Târgul de Crăciun a ajuns în al 9-lea an, cu Andrei Drăgan, iar ceva mai târziu vom vorbi despre proiectul CB825 Infinite Love, un proiect care va avea centru de greutate anul viitor, în 2016. Până atunci însă s-au organizat deja câteva evenimente, sunt în plină desfășurare chiar și altele, cu Claudiu Gavrea de la Asociația Sibiu 1191 în câteva momente și cu istoricul Răzvan Pop. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea.
Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Wayne. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Ca sarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Prieteni, așa după cum vă spuneam, primul invitat al serii este organizatorul Târgului de Crăciun, Andrei Drăgan. Mulțumesc pentru întâlnire, Andrei. Mulțumesc de invitație. Felicitări din nou și în acest an pentru ceea ce ați reușit să faceți. Târgul de Crăciun este deja deschis și va rămâne deschis până... În 3 ianuarie. Până după Revelion, așadar. Corect. Nici măcar evenimentele programate a se întâmpla în noaptea de Revelion nu vor deranja esențial căsuțele de acolo. Le vor repoziționa sau... Noi colaborăm, să zic așa, bine cu primăria în domeniul ăsta. Multă lume vine de Revelion în piață și se așteaptă să și vadă concertul și spectacolul. De aia și legat cu faptul că a trecut deja Crăciunul, unele căsuțe nu-și mai au sensul. Unele produse nu se mai cumpără, de exemplu, decorațiuni de Crăciun sau unele cadouri. Și atunci noi le grupăm de la început în așa fel încât zona din apropierea scenei să o putem demonta. Astfel... Și pentru programul de Revelion este destul spațiu pentru a se desfășura și nici vreun vizitator care vine și în perioada de după Crăciun nu o să vadă vreo căsuță închisă. Deci e o, de fapt o rearanjare. O rearanjare și ne adaptăm și perioadei și programului de Revelion. În preajma lunii. Eu vreau să vorbim despre oferta Târgului de Crăciun pentru acest an, despre ce găsim în căsuțe. Știu că e o preocupare. Pentru mulți s-ar putea... Să pară așa o chestiune destul de simplă. Da, doamne, pui niște căsuțe și vin unii și vând acolo. E bine, știu că există o preocupare foarte atentă cu privire la ce se vinde în Târgul de Crăciun, corect, cine vinde și în ce condiții vinde la Târgul de Crăciun. Corect. Și aș vrea deci să vorbim despre asta. Ce găsim acolo? Este într-adevăr o preocupare a noastră, a echipei de organizare, întrucât expozanții fac să arate un Târg de Crăciun bine sau nu. Oricât de mult s-ar strădui echipele de organizare, cum să decoreze, oricât de mult s-ar strădui primăria, cum să decoreze și să conceapă lucrurile. Până la urmă, oamenii intră în direct contact cu expozanții. Și cu produsele lor. Și cu produsele lor, desigur. Noi facem înscrierile lor, ca să vedem cine ar vrea să vină anul în curs, în luna mai. Deci cu multe luni înainte. După aceea ne luăm o lună, luna iunie, să îi selectăm. Noi, înainte să știm cine o să vină sau cine ar vrea să vină, ne stabilim pentru fiecare categorie, să zicem, pentru jucării, stabilim 5 căsuțe. Și după aceea vedem câte înscrieri avem pentru jucării, câte căsuțe alocate. Și le alegem pe cele mai bune, cele mai interesante. Este un lucru care, pentru orice om care caută ceva frumos, este destul de ușor de făcut. Deci nu este grea de făcut o selecție. Este mai dificil atunci când poate nu sunt atât de înscrieri cum ți le-ai dori și atunci realocăm căsuțe, decât să fim într-o situație să acceptăm poate niște produse care nu credem că aduc ceva interesant târgului. Dar eu asta vreau să spun. Alocăm. Pot fi situații, nu știu dacă ați întâlnit sau nu, pot fi situații în care preferați să schimbați profilul căsuței decât să-l dați oricui numai de-l dracu de a-l da? Da, și se întâmplă fiecare an. Se întâmplă pentru că acum oamenii au așteptări. I-am și făcut pe oameni să aibă așteptări și este bine, este o presiune. Noi trebuie să facem ceva nou, trebuie să ne prezentăm bine, atât la nivel de oraș, lumea tot timpul se uită ce se întâmplă în Sibiu. Corect. Și trebuie să ne ridicăm cu evenimentul la acest nivel. Și astfel facem și o selecție să fie și noi lucrurile. În fiecare an păstrăm o proporție de cel puțin 30% de expozanți noi. S-a întâmplat deci și anul ăsta, nu? Și anul acesta, da. Asta este o... Expozantul nou înseamnă și produse noi sau doar că el e nou? Depinde un mix. Poate să fie pe aceeași categorie de produse, însă un expozant care se prezintă mai bine sau să fie produse pe care nu le-am avut până acum. Eu cred că majoritatea celor care au fost în Târgul de Crăciun în anii trecuți au început să vadă și asta poate chiar de la început, au văzut la Sibiu lucruri pe care le întâlneau în Austria sau în Germania, de la, nu știu, alune în orice sau
orice în ciocolată, lucruri pe care le vedeau în străinătate și cred că asta a contat foarte mult în renumele pe care și l-a format Târgu de Crăciun peste tot în țară și în afară. Faptul că întâlneau aici lucruri pe care nu le prea vedeau în restul României, dar le întâlneau în străinătate. S-a întâmplat să fie expozanți care vin din străinătate sau, dacă nu vin din străinătate, care vând și în străinătate? S-a întâmplat, avem și anul acesta. Anii trecuți am avut și expozanți din Austria, de exemplu, acum avem din Ungaria. Avem expozanți din România, care însă vând și la Târgul de Crăciun în Germania și Ungaria, pentru că, cum ai spus și tu, este important oamenilor, mulți, sau să zicem, mulți oameni știu cum arată un Târg de Crăciun, chiar dacă nu l-au văzut ei direct, dar au văzut vreun documentar, niște fotografii, poze pe internet. Sau măcar și-l imaginează. Ne dorim în târg să găsim altceva decât găsim în magazine, corect, spre exemplu. Și că se face asta e noutatea, nu mă duc să mă plimb pe la chioșcuri pentru ceva ce pot cumpăra din orice alt magazin. Corect, și se face și automat o comparație cu ce știu, fiind în România, nefiind o tradiție a târgurilor de Crăciun, oamenii compară cu ce știu. Dacă, să zic, cea mai clară comparație cu care ne întâlnim în diverse discuții cu oamenii sau pe Facebook, este cât de mult arată ca Târgul de Crăciun de la Viena, care ori arată foarte mult, ori nu arată deloc. Există diverse păreri, dar ce observăm, că tot mai des avem păreri care zic că se compară chiar foarte bine. N-avem noi cum să pretindem ca organizator că în 9 ani, de când facem, putem chiar să recuperăm undeva pe la vreo 300 de ani de tradiție. Da, ne mișcăm foarte repede pentru că învățăm de la ei, nu trecem prin toate lucrurile, dar este un drum care evident merge înspre bine și înspre acea direcție. Spuneai că, da, într-adevăr, România nu are o tradiție în organizarea acestui tip de evenimente. Pe de altă parte, Sibiu în atâția ani pare să-și dezvolte o tradiție. Au început și alte comunități să copieze modelul Sibiului. Ai simțit asta? Ai văzut asta? Exact. Sibiu este, putea zice, are la 9 ediții, se zice că după 5 ani poți denumi un lucru sau o întâmplare o tradiție și ar fi cam singurul care poate fi chiar denumit care un târg de Crăciun tradițional. În decursul anilor au apărut în diverse orașe și comunități și zone, să zicem, mall-uri, diverse astfel de proiecte. Și este un lucru bun. Noi ne bucurăm de fiecare dată când apare un astfel de târg și ne pare rău când vedem că el dispare sau se întâmplă ceva. Pentru că la nivel turistic, și asta este ceea ce noi lucrăm cel mai mult în timpul anului ca și promovare, să aducem turiști în Sibiu în perioada aceasta, ai un potențial mult mai mare dacă oamenii poate să vină în România să-și petreacă o săptămână vizitând Târgul de Crăciun. Pentru unele destinații, să zicem, poate din state, nu îi se merită cuiva să vină să vadă un singur târg. Da, evident. În România merge în Austria, probabil, sau Germania. Și asta, noi sperăm să se dezvolte tot mai multe. Este dificil pentru, asta observăm noi ca și motiv de ce nu prea se dezvolte ele, pentru municipalități să le organizeze. De ce? În primul rând este partea aceasta de selecție. Noi ca și organizatori privați, ca și orice om care vede un expozant, poate să-și dea seama dacă el este în regulă sau nu. Pe laturi administrative, această interpretare subiectivă nu ai cum să o faci în mod corect. Și de aceea de multe ori înscrierile se fac pe bază de, nu știu, de în ce localitate e expozantul, cifrea de afaceri, poate, sau astfel de lucruri care, în schimb, nu le simte un vizitator în piață. Noi le simțim și suntem și noi vizitatori a multor târguri de Crăciun și ne este simplu să zicem un expozant, dar ni se pare că ești potrivit sau nu, ceea ce municipalitate e din nou limpede că rețeta succesului stăm privați, nu în statul român și reprezentanții săi. Asta s-a întâmplat în general în România, nu doar în cazul târgurilor de Crăciun. S-a întâmplat să fie autorități locale care să intre în contact cu voi, să vă spună, domnule, mi-a plăcut, vreau și eu. S-a întâmplat, nu? S-a întâmplat de-a lungul anilor. La unele am mers noi, că ne s-au părut localități care cu potențial, ar beneficia și cu un potențial. S-a întâmplat și diverse primării sau organizatori să vină către noi de lungul anului. S-a întâmplat să se stingă din entuziasmul lor, din vari motive. Știi ce spun asta? Fiindcă stilul vostru de lucru, deși e evident bun și avem rezultatul la Sibiu care confirmă, s-ar putea pentru unii să pară foarte greoi. Doamne, tu îmi spuneai înainte că din mai facem selecții. Da? La o primărie, dacă te duci și vorbești în mai despre ceva ce se va întâmpla în decembrie, s-ar putea să zică că nu ești în toate mințile, știi? Corect. Aici ele s-au stins, din păcate, toate proiectele. Cred că aș putea număra undeva pe la 7-8 potențiale târguri de Crăciun care nu s-au întâmplat organizate de noi. Este
na, bineînțeles, este o frustrare când știi că, de fapt, dorința este de ambele părți, dar nu putem să ajungem la un mod în care să putem colabora. Și toate s-au stins din motive logistice sau administrative, că lucrurile nu s-au mișcat destul de repede și nu se percepe această necesitate de a face lucrurile din timp. Sibiu este însă și la nivel administrativ foarte diferit, s-au avansat corect față de alte orașe. Experiența capitalei culturale a făcut ca aceste lucruri să fie luate mult mai în serios aici. Și aici lumea știe ce înseamnă lucru bine făcut, bine făcut din timp, și atunci când mergi în aprilie sau să zici, discuți cu municipalitatea diverse aspecte legate de ce se va întâmpla în decembrie, este firesc. În alte locuri nu este. Și cred că trebuie să treacă un pic de timp până să învețe. Cât de greu totuși a fost să ajungeți la felul în care arată târgul astăzi? Adică mă gândesc că acum 9 ani n-a fost la fel de simplu ca acum. Nu, dar ar fi, de multe ori mă întreb cum de încă mai există târgul de Crăciun după atâția ani. Am trecut prin multe situații dificile care puneau proiectul în pericol. În mare parte din cauza impredictibilității diverselor lucruri. Dau un exemplu. Campania electorală, cred că a fost în 2009, dacă nu mă înșel, prezidențială, când, după ce demarasem montarea târgului, Brus a decis, unul dintre candidați, că vrea să facă un meeting în Piața Mare. Așa a trebuit, la acel moment, și municipalitatea a fost pusă într-o situație în care nu putea să se opună unui astfel de lucru, pentru că probabil ar fi dat rău pe plan politic. Nu putem pune chiar un târg de Crăciun la un nivel egal cu poate o campanie electorală pentru prezidențiale. O asemenea miză, da. Și a trebuit, după ce era jumătate montat, tot ce nu era montat încă, cealaltă jumătate, peste noapte să le scoatem din Piața Mare. Și după aceea cu diverse echipe de la SPP și diverse să sigilăm lucrurile deja montate, să ne asigurăm că nu se întâmplă. Correct. Și astea, fără să știi, de pe o zi pe alta, ți-au dispărut 4 zile de organizare. Corect, întârzie teribil. Exact, acum la a doua ediție a fost o furtună fantastică, chiar în noapte dinaintea inaugurării, când ne-au distrus pur și simplu în jur de 20 de căsuțe. Și am reușit, din fericire, să-l organizăm, să le facem să se întâmple conform planului. Chiar mă întreba domnul primar atunci, Andrei, se întâmplă inaugurarea diseară? Se întâmplă. Și din fericire s-a întâmplat și cu ajutorul autorităților întotdeauna, deci toți, indiferent de ce fel de autoritate din Sibiu discutăm, cu toții au sprijinit acest proiect să se întâmple în condiții bune. Adică nu ne-am lovit niciodată de, nu știu, de vreo frână, ci mai degrabă de sprijin. La fel cum cred că se bucură toate oricare evenimentele din Sibiu. Cu toții văd că aduci evenimentele. Bunăvoința există, da. Din păcate, uneori își capătă lucrurile, fiindcă legile sunt făcute prost, sunt făcute să te încurce, nu să te ajute, dar deja asta e o altă mâncare de pește, care nu ține de autoritățile locale. Presupun că e o mare satisfacție să deschizi Facebook-ul, de exemplu, mai ales în preajma sărbătorilor, și să vezi cum imagini din ceea ce organizezi tu aici la Sibiu fac în conjurul, nu României, în conjurul planetei. Cred că ai văzut și tu, cum am văzut și noi, fotografii realizate de persoane venite de pe temiri unde, postând fotografii cu ceea ce înseamnă. Corect. Este, bineînțeles, o mare plăcere. Ceea ce îmi place însă și mai mult, și asta a fost scopul nostru de la început, este că este Sibiul în față. Noi direct nu l-am conceput ca fiind, să zic, un eveniment care să facă, să ne promoveze pe noi sau organizatori. Multă lume nici nu știe cine le organizează și zic că este perfect așa, nu cred că este relevant cine le organizează. Și mă bucură că se vorbește despre Sibiu. Un oraș nu are multe posibilități de a se promova în sezonul rece. Pentru că dacă nu ai o pârtie de schi în apropiere sau o zonă schiabilă, îți ia, să zic, fața orice altă zonă care o are. Și atunci asta am identificat noi încă din 2007, că ar fi un potențial și credem că putem sprijini partea asta cumva. Și asta este și asociația noastră, se numește Events for Tourism, și își face treaba, și asta cred că e mulțumirea mai mare. Toate. Ok, de altfel, în tot ceea ce a însemnat promovare, cum spuneai și tu, în timp, fie ați asociat evenimente, fie ați creat oportunități pentru cei care au venit, oportunități de cazare, de transport, cumva combinate.
Apăruse la un moment dat, când, deși Europa îl practica de ani de zile, apăruse și în România celebrul City Break. Ieșiseră cu oferte, domne, vino, weekend, cazare, o combinație de genul ăsta, vezi, târgul funcționează, a dat rezultate? A dat rezultate. Presupun și... că aici ne referim la turiști din România, în mod special. În mare parte turiști din România, dar sunt și în creștere, să zicem undeva pe la 20, 30, 50 pe sezon și din străinătate. Ei sunt... Targetul e turistul din România, însă a apărut și necesitatea, din discuții cu agenții de turism și instituții care sunt implicate în asta, că ca un turist străin să poată afla de ofertă, trebuie să ajungă și să fie clară cam undeva cu 2 ani, 2 ani și jumătate înainte oferta. Asta durează până când ajungi la un târg de turism din străinătate să discuți cu un promotor dintr-o altă țară. El atunci începe diverse oferte și pachete ca să poată aduce turiștii și până acea ofertă este publicată, cam atâta timp durează. Și ei au avut nevoie de aceste informații clare și noi le-am luat foarte în serios și asta facem. Asta, deci, practic, ca un turist să ajungă anul acesta este din cauza că am făcut ceva acum vreo 2 ani și ceva, ca el măcar să apară într-o broșură și să afle. Și apare în multe locuri din lume, apare în multe... reviste, adică în mai multe reviste care sunt in-flight în avioane. Deci și nu cred că e vreun alt târg de Crăciun din țară care să... Spune-mi, ai avut vreo surpriză cu privire la locul de proveniență al vreunui turist? Să te surprindă, domnule, uite pe ăsta din Chile sau din... Habar n-am. Te-a șocat vreunul prin locul de unde venea? N-am avut ocazia să-i cunosc personal. Eu primesc, bineînțeles, o listă cu țările de unde vin, nu mai țin minte acum. Eu mă bucur sincer pentru fiecare turist. Cel mai interesant mi s-a părut că ne-a scris cineva chiar în anul când nu publicasem încă informațiile de City Break, dar ne-a scris pe adresa organizatorilor cineva din Anglia, dacă când se întâmplă târgul și dacă el se întâmplă și că l-ar vrea să viziteze Sibiul și crede că ar fi o ocazie foarte bună. Am răspuns și după aceea, la sfârșitul, prin ianuarie, când am primit eu raportul de la City Break, am regăsit aceeași adresă de e-mail și este evident clar că a dat rezultate și asta ne bucură foarte mult. Omul a venit. Și înțeleg că ce faceți acum, noi o să regăsim peste 2 ani în târg. Vom vedea ce munciți voi sau acum, o să vedem spus, peste 2 ani. Dacă voi faceți bine ce faceți acum, peste 2 ani va produce rezultate. Dacă exact. Nu faceți bine, atunci nu va fi produce. Da, asta. Și este foarte interesant. Ne place acest eveniment. Este greu de organizat, pentru că noi ne propunem să-l fie greu de organizat. Lucrăm tot anul la el și e... Uneori poate frustrant să știi că ai lucrat niște lucruri și cum zici, le vei vedea peste 2 ani. N-ai încă mulțumirea respectivă, dar mă bucur că deja apare măcar mulțumirea ce am făcut acum câțiva ani în urmă. Și atunci asta ne motivează și este foarte, foarte plăcută munca. Avem ocazia și să implementăm tot felul de noi din cauza că și noi față de poate mulți organizatori din țară de evenimente, le luăm mult mai din timp lucrurile. Asta am observat, chiar dacă nu putem face unele lucruri care apar pe ultima 100 de metri, primim multe idei foarte interesante. Când le vede lumea că s-a deschis târgul, domnule, uitați, am văzut, putem și noi să venim să facem asta, în mare parte le refuzăm în contextul în care ne pregătim și le propun, haideți să ne gândim pentru anul viitor mai bine. Da. Și atunci putem să facem diverse proiecte care se regăsesc în târg, cum ar fi atelierul lui Moș Crăciun, parcul lui Moș Crăciun, lucru care durează destul de mult timp să ia naștere, dar când ele sunt, este evident că nimeni nu le mai poate copia într-un timp scurt. E fascinant, înainte de toate pentru copii, ceea ce se întâmplă în târgul de Crăciun, de la atelierele despre care povestea și Andrei și până la tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al distracției pentru copii, mașinuțe, jocuri, trenulețe și așa mai departe. Sunteți cu toții așteptați acolo. Programul complet al târgului de Crăciun este pe internet. De acolo puteți afla date concrete cu privire la orele, zilele și locurile în care se organizează, ce se organizează acolo. Andrei spunea despre acest mecanism care este pus în mișcare în fiecare an pentru târgul de Crăciun. Imaginați-vă câți expozanți avem, câte căsuțe este? Avem 73 de căsuțe. 73 de căsuțe, imaginați-vă, sunt deci în jur la 100 de oameni numai la căsuțe. Dacă la astea, la toate astea adăugați restul programelor, cu ateliere, cu concertele care au avut și vor avea loc, imaginați-vă că vorbim de sute de oameni care se pun practic în mișcare pentru această organizare. Desigur. E o desfășurare de forțe. Adică... E o desfășurare și e
Tuturor le place, pentru că au timp să facă, știu ce se va întâmpla, e predictibil și lucrurile organizate mult mai din timp ies mult, mult mai bine. Acum, că țin eu foarte mult să precizez chestia asta, cine, chiar dacă ați mai văzut atelierul lui Moș Crăciun în Piața Mare, vă invit să-l vedeți din nou anul acesta, avem o construcție nou-nouță, arată ca scoasă din povești. Uh-huh. E o căsuță roșie, din lemn, cu atelierele care se întâmplă acolo, atelier de făcut lumânări, de făcut chifle, fac și chifle în formă de Moș Crăciun. Bun, și asta ce înseamnă? Că vine copilul cu tot cu părinte, presupun că nu vine singur, da. Nu? Sau îl aduce școala? Cum? Care-i procedura? Și de luni până vinere vin grupe organizate. Uh-huh. Practic, înainte, chiar până să înceapă târgul, noi avem un sistem online, uh-huh, în care grădinițe și, practic, copii între 5 și 9 ani pot fi înscriși. E 100% rezervat deja pentru toată perioada târgului, înainte să înceapă măcar târgul. Asta nu e o veste tocmai bună, știi? Este doar pentru grupele care vin de luni până vineri. Uh-huh. E o veste bună pentru cel puțin vreo 3500 de copii care, uh-huh, pe care așteptăm, iar de sâmbătă, adică sâmbăta și duminica, el este deschis... Pentru cei care sunt acolo, probabil. Mai. Pentru cei care sunt acolo și nu e necesară o programare și de la 12 la 20 pot veni să vadă. Și ce ateliere. Fac acolo, de fapt? Săptămâna asta, fiecare săptămână e o temă de atelier, uh-huh, să nu se plictisească. Prima săptămână avem atelierul de brutărie, uh-huh, avem un brutar, avem aluat care proaspăt făcut dimineața acolo. Bun, și îl modelează? Și îl modelează și după aceea este băgat în cuptor și și-au acasă ce-au făcut. Și au produsul cu ei, ok. Da, adică oricui îi place și la vârsta asta să vadă o pâine proaspăt coaptă, dar păi pentru un copil care a făcut-o și el e ceva ce nu cred că mai are așa ocazia să vadă. Săptămâna, a doua săptămână avem atelierul de biscuiți. Uh-huh. E asemănător cu cel de brutărie, însă produsele sunt dulci și sunt biscuiți cu diverse forme. Și chiar fac mai mulți, deși au o plăsuță mică cu biscuiții lor care duc acasă. Uh-huh. Poate chiar învață pe părinților după aceea să facă biscuiți de Crăciun. Și așa pregătiți viitori expozanți, dacă le place să facă. Peste 20 de ani îi regăsim printre expozanți. Corect, corect. După aceea avem atelierul Pixel Art. Asta e un atelier foarte interesant, chiar dacă denumirea e așa mai ciudată. Sunt niște bucățele mici din plastic care se pun pe o formă, dar poate să-și pună copiii, ele au diferite culori, în diferite și le aranjează ei. Ca și cum ar fi pixel cu pixel colorat. Cred că aveam și noi pe vremea noastră ceva. Eu nu asociez cu nimic. Adică un fel de puzzle, nu? Dar putea să-l denumim din puzzle, sunt niște bucățele, cilindri mici din plastic, okay, care se pun unul lângă altul, diverse, au diverse culori, poți să-ți alegi și poți să faci un desen. Aha, okay. Și după aceea el cu un fier de călcat se dă peste și se lipesc toate împreună. Și e o chestie care o poți, poți să pui un pahar pe ea sau să o agăți în brad. Și... S-au modificat un pic de pe vremea noastră. Da, vezi că nu e același lucru. Da, e un obiect decorativ, de fapt. E un obiect decorativ, dar e foarte interesant. Nu este nicio instrucțiune pe care noi o dăm decât astea. Uite, aici ai toate culorile, fă ce vrei. Și este lucru foarte interesant. Pentru copii între ce vârstă și între ce vârstă? 5 și 9 ani sunt adaptate. Pentru le facem și ele sunt și gândite cu pedagogi pentru a fi interesante și a fi interesante și din punct de vedere educativ, uh-huh, pentru această grupă de vârstă. Și ultimul atelier care mie place cel mai mult și noi din organizare, când se termină la sfârșitul zilei, mergem și noi și participăm acolo, este cel de făcut lumânări. Este practic un atelier în care se fac lumânări prin tehnica veche a tragerii, se numește. Adică se dă copiilor un fitil tăiat, mm-hmm, și în diverse recipiente de ceară topită colorată, tot bagă acel fitil. Cu fiecare dată când îl bagă înăuntru, se depune un strat de ceară colorată. Și imaginația lor este nelimitată. Poate să facă toate culorile posibile, o singură culoare, doar jumătate să pună în culoare și ies niște lumânări interesante pe care le duc acasă și, bineînțeles, și părinților se bucură să aibă o lumânare făcută de proprii copii. Și asta e, practic, tehnica cea mai veche la cum se fac lumânările și diferit față de cum se fac ele acum industrial. Evident, tot ceea ce vă povesteam împreună cu Andrei aici se întâmplă sub supraveghere, nu trebuie să aveți niciun fel de emoție virgulă, copilul dumneavoastră, nu știu, face vreo nefăcută pe acolo. Există specialiști care supraveghează tot procesul despre care vă vorbea Andrei, dar vreau o mențiune specială pentru ceea ce s-a întâmplat în fiecare an și presupun că ați avut deschiderea și anul ăsta, o mențiune specială pentru oportunitatea pe care o dați organizațiilor neguvernamentale de a
își face publice proiectele prin Târgu de Crăciun. Știu că în fiecare an, sper că și anul ăsta, știu că în fiecare an cei de la Animal Life, Bunăoară, au venit cu câte o campanie de adopție în Târgu de Crăciun. Cred că o vor face și anul ăsta. Au existat de asemenea standuri deschise pentru rotarieni, pentru cei de la Lions Brukenthal. În proiectele lor, fiecare a vândut câte ceva, astfel încât să obțină bani pentru diferitele sale acțiuni. Se întâmplă și anul acesta, noi alocăm în fiecare an cel puțin o căsuță pentru astfel de proiecte. Mi se pare, fiecare proiect care participă la târg este un proiect pe care și noi credem că trebuie să se întâmple și se întâmplă bine și e bine organizat și vrem să le creăm și noi un cadru. Este, cred că, minimul ce-l putem noi face, să-l oferim un cadru potrivit. Este multă lume care astfel apucă să le cunoască proiectele. Desigur, și interacțiunea față în față cu diversi reprezentanți le dă diverse ocazii să-și explice mai bine proiectele și să fie mai bine înțelese. Și o facem și sprijinim asta în fiecare an. Știi că preferatele noastre sunt căsuțele cu mâncare. Da. De fiecare dată se mănâncă bine în Târgul de Crăciun. Există vreun control suplimentar, apropo de atenția pe care o acordați, există un control suplimentar astfel încât în genul ăsta de zone să nu existe probleme? Mă refer la condiții sanitare și așa mai departe. Desigur. Sunteți atenți să nu există derapaje? Suntem atenți în sensul că ne creăm niște condiții ca lucrurile să se întâmple bine. Asta înseamnă. Noi colaborăm doar cu expozanți care sunt autorizați din punct de vedere DSV, care au experiență, nu participă expozanți care fac asta pentru prima dată la Târgul de Crăciun. Okay. Și colaborăm cu Direcția Sanitar Veterinară și Direcția de Sănătate Publică din Sibiu, dinainte să ei să ajungă aici, pentru că noi primim toate actele, le solicităm expozanților, le transmitem lor mai departe și pentru fiecare activitate în parte să facă ei recomandările necesare și după aceea le solicităm și controlul acestor standuri odată ce ele au fost montate. Puteți deci mânca cu toată încrederea în Târgul de Crăciun. Doar o curiozitate înainte de a ne despărți. Nu mă interesează neapărat ce vând, dacă vând, dar mă interesează să știu, între atâția expozanți, avem și sibieni? Desigur, avem, cred că undeva pe la 19, zic eu pentru că chiar m-am uitat și eu să văd care este proporția și mare parte dintre ei, asta sunt fericit să pot zice asta, sunt încă de la prima ediție. Ah, ok. Deci noi sprijinim expozanții sibieni, desigur, în fiecare an și ei sunt supuși, să zic, unei selecții, dar cu ei colaborăm bine pentru că știu dintotdeauna ce căutăm. S-au obișnuit cu acest lucru și au observat că este un plus ca lucrurile să se desfășoare organizat. Și da, avem sibieni și chiar majoritatea, dacă ar fi să luăm acum fiecare județ, câți reprezentanți are sibioare, cei mai mulți. Iar și firesc, de asta și întrebam. Da. Mulțumesc, Andrei. Doamnelor, domnilor, magia sărbătorilor în Târgul de Crăciun. Puteți merge cu cei mici să-l întâlniți chiar pe Moș Crăciun acolo. Vă așteaptă până în 3 ianuarie Târgul de Crăciun, iar detaliile puteți obține de pe pagina oficială a acestei activități. Mulțumesc, Andrei, pentru prezență. Mulțumesc de invitație. Doamnelor și domnilor, așa după cum vă spuneam, avem un dialog în cele ce urmează despre un proiect al cărui centru de greutate va fi, de fapt, în 2016. Activitățile în acest proiect, firește activități mai de mică dimensiune, au început însă deja. Proiectul, în toată amploarea sa, se cheamă Sibiu 825 Infinite Love. Este dedicat împlinirii în anul 2016 a 825 de ani de la prima mențiune documentară a Sibiului. Asociația Sibiu 1191 este cea care poartă drapelul în acest mare eveniment. Deja vă spuneam, s-au organizat câteva secțiuni. Una dintre ele a avut, dacă vreți, un caracter mai mult de specialitate. Câțiva dintre cei mai cunoscuți istorici și arheologi de la noi din Sibiu s-au întâlnit la Facultatea de Științe Socio-Umane, la Departamentul de Istorie și au discutat în fața studenților despre ceea ce au însemnat acești 825 de ani. Vom discuta și noi aici, veți vedea și de astre imagini de la acea dezbatere la timpul potrivit. Discutăm deci și noi aici cu Claudiu Gavrea de la Asociația Sibiu 1191, mulțumesc pentru întâlnire, și cu istoricul Răzvan Pop, directorul Direcției Județene pentru Cultură. Dacă vreți, gazda de specialitate a întâlnirii de la facultate. Aș vrea să începem, dacă sunteți cu toții de acord, aș vrea să începem cu această dezbatere. Menționați și dumneavoastră, domnul director, am citit în ziare, menționați și dumneavoastră faptul că e
probabil pentru prima dată, n-a ținut nimeni socoteala de-a dreptul, dar probabil pentru prima dată când un eveniment cultural pleacă de la baza sa istorică. Adică cei 825 de ani pleacă de la ceea ce s-a întâmplat acum 825 de ani și specialiștii se adună și discută despre asta. Da, eu cred că este un gest foarte frumos al organizatorilor și trebuie salutat, pentru că nu sunt interesați doar în spectacol și în artificiile necesare și ele, evident, într-un astfel de proiect, dar și în substanța calitatea științifică și, până la urmă, istorică a acestor ani. Întotdeauna am spus-o și cred cu tărie și nimeni nu mă poate convinge că avem atât de multă nevoie ca această informație pe care specialiștii sute de ani, până la urmă, au scos-o, au căutat-o, au descoperit-o, să ajungă, și repet, această informație să ajungă la oricine și la orice sibian, pentru că fără acest ultim pas al informației care intră în mintea omului care nu este specializat, de fapt acel studiu și acea cercetare este practic fără sens. E bine să sărbătorim cei 825 de ani, dar la fel de bine, dacă nu și mai bine, e să și știm ce s-a întâmplat acum 825 de ani. Asta s-a întâmplat de fapt la facultate și vine întrebarea din nou public. Ce s-a întâmplat acum 825 de ani? Acum 824, mai de fapt. Anul ăsta, da, 84. La anul vor fi 825 de ani. Papa Celestin al III-lea emite un document prin care considera el necesar ca toate parohiile nou înființate ale acestor localități fondate de coloniștii germani să se adune într-o formă, într-o structură comună, reprezentată de o parohie, un soi de primus inter pares între acestea, iar aceea să aibă relația directă cu structurile deja existente ale Bisericii Catolice. Și în acel moment s-a decis, în 20 decembrie 1191, prin acest act, ca acea parohie de prim rang să fie parohia Sibiului. Deci, practic, vorbim, acest document atestă și pentru prima dată este punctată existența localității Cibinium, așa cum scrie în document, adică a Sibiului de astăzi. Ok, asta nu înseamnă, fiindcă am văzut în dezbaterea dintre specialiști, se făcea această mențiune, e excelent că sărbătoarea e legată de document. Și apropo, deschid o paranteză la paranteză, directorul Arhivelor Naționale de aici, de la Sibiu, a făcut un anunț, l-am văzut reprodus și în presă. Anunțul se referea la faptul că ei, cei de la Direcția Arhivelor Naționale, au cerut în facsimil arhivelor de la Vatican o copie după documentul despre care vorbeai tu. Și vor și primi la anul, deci va fi, să spunem, un moment foarte important din calendarul acesta al anului 2016, pentru că pentru prima dată ne parvine până la urmă documentul și orice sibian, cum am spus, îl poate vedea, nu doar un specialist care merge la Vatican să descopere acest document. Închid paranteza și spuneam, e excelent că sărbătorim data ca apariție în document, să spun așa, dar trebuie spus poate că această comunitate exista de fapt. Din analiza documentului ne putem da seama că este absolut imposibil ca în acel an, de fapt, să se fie și fondat o localitate și imediat papalitatea decide că parohia care automat și ea se formase devine această parohie de căpătâi. E logic, deci nu avem cum să analizăm fără logică toate elementele și ne dăm seama că dacă această structură administrativă a Bisericii Catolice, Biserica în acea perioadă, că era cea legată de Constantinopol, că era cea legată de Roma, era cea mai bine structurată entitate din Europa. Era acea entitate care foarte rapid putea transmite un mesaj și era acea entitate care o regăseai peste tot. Forța regalității sau forța unui principe nu era atât de bine pusă la punct pe când a bisericii. Să ne gândim că din localitate în localitate aveai un preot care era foarte simplu să preia mesajul și să-l ducă mai departe. Este evident că dacă s-au oprit asupra Sibiului, înseamnă că această parohie exista și probabil că într-o anumită extensie funcționa mai performant, să spunem, sau era mai dezvoltată decât cele din jur. Pentru că nu trebuie să înțelegem că doar Sibiul exista în acel moment și în rest era o terra desertă aici. Probabil, cu siguranță exista și alte localități. Orăștie este un bun exemplu. De fapt, din zona Orăștiei pornește acest spațiu german dat coloniștilor.
Existau și alte, cum am spus, alte localități, alte parohii. Probabil că în urma unor analize, cu siguranță făcute, s-a decis că aceasta este cea mai potrivită pentru a reprezenta toată comunitatea. Cam în acest tip s-au desfășurat discuțiile de la care dumneavoastră aveți imagini. Ați recunoscut, sau dacă nu vă vom spune noi, în imaginile cu pricina, pe directorul Direcției pentru Cultură, pe directorul Arhivelor statului de aici, de la Sibiu, pe proiectorul Marian Țiplic, pe unul dintre cei mai apreciați și respectați medievici de la noi, e vorba de Zeno Pinter. Ați văzut acolo pe domnul Roman de la Academia Forțelor Terestre, de asemenea, bunele noastre colege și cunoștințe, Claudia Urduzia și Anca Nițoi, s-au aflat, de asemenea, prezente la întâlnirea de la care aveți imagini. Aș vrea însă, dacă sunteți de acord, să pomenim despre contextul mai larg. Asociația Sibiu 1191 a propus deja, ca un fel de preambul a ceea ce se va întâmpla în viitor, a propus deja primăriei Sibiului acest proiect, Sibiu 825 Infinite Love. Ce s-a întâmplat până acum și ce se mai întâmplă anul ăsta? Înțeleg că grosul e anul viitor, nu? Da, deci ca orice proiect care dorim să-l desfășurăm pe o perioadă mult mai lungă de timp, deci tot anul 2016, trebuie pregătit. Deci nu putem să intrăm în 2016 și să avem totul gata. Astfel încât am făcut o propunere primăriei care a fost acceptată ca anul 2015 să fie un an premergător în care să desfășurăm anumite activități pregătind acest mare eveniment pentru 2016. Am pregătit o campanie de teasing pentru acest eveniment. O să fie produse spoturile video, cel puțin două spoturi video care vor rula anul viitor, machetele de presă. Uh-huh. A fost o lansare a campaniei împreună cu doamna primar interimă, doamna Astrid Fodor. Uh-huh. Avem în derulare acea masă rotundă care a fost și care a avut loc, urmând chiar acum are loc o expoziție foto în care am provocat artiști fotografi, atât amatori cât și profesioniști, să surprindă Sibiu așa cum îl văd ei, având această temă de Sibiu, Infinite Love. Este o expoziție la care au aderat unde 15 fotografi, au trimis fotografii. Ele sunt expuse, nu? Sunt expuse, da, în curtea interioară a primăriei Sibiu. Din aceste fotografii, cele mai reușite și cele mai bune vor fi selectate pentru un calendar. Dedicat un calendar oficial al campaniei Sibiu 825 Infinite Love. Uh-huh. Un calendar care va fi tipărit în aproximativ 5.000 de exemplare și care va fi distribuit atât în mediul privat, cât și în instituțiile publice, unde este vizibilitate foarte mare. Ce când zicem distribuit? Distribuit cu titlul gratuit. Uh-huh. Cu titlul gratuit, bineînțeles. Păi va trebui să vă grăbiți, că suntem aproape de finalul anului, da, să, înțeleg că să selectați fotografiile, cel puțin. Expoziția este, sunt aproximativ 60 de fotografii expuse, din acestea vor fi alese cele pentru calendar. Undeva la sfârșitul săptămânii viitoare, în 4 decembrie, o să facem o selecție a fotografiilor, precum și vom acorda un premiu pentru cea mai frumoasă fotografie, cea mai reprezentativă fotografie, un premiu în valoare de 3.500 de lei, care va fi acordată uneia din participanți. Bucurii de toate părțile, și a celor care văd calendarul și se bucură de poze, și a celor care au făcut. Da. E interesant însă, și poate mulți se vor întreba asta, cine judecă, cine e câștigător? O să fie o comisie formată din specialiști, bineînțeles. Am apelat în special la Daniel Bărțat, care este un om arhicunoscut și reprezentativ pentru fotografia în Sibiu, având și cursuri de fotografie. O să fie un reprezentant al asociației, un reprezentant al primăriei, care vor decide. Ok. Practic este un juriu distant de orice influențe, asta pentru a aduce toate clarificările necesare. Claudiu Gavrea povestea însă despre lansarea elementelor vizuale, o lansare despre care poate vă aduceți aminte, dacă nu vă reamintesc eu, a avut loc pe scările dinspre Butoiul de Aur spre Piața Huet, nu mă refer la pasajul scărilor, ci la scările propriu-zise, multora li s-a explicat, alții probabil sunt și astăzi curioși, de ce acolo? Dacă este să căutăm un element pe care, tangibil, un element pe care putem pune mâna din acea perioadă de începuturi ale Sibiului, Piața Huet este acel spațiu. Chiar am discutat și în acea dezbatere în care defineam o vatră coerentă a Sibiului între Piața Huet, mergând spre Biserica Azilului, care era în spatele spațiului în care s-a ținut acea lansare, și zona Dragoner.
Din piața Huet trebuie să reduci un pic ca să ajungi, să poți să vorbești de un spațiu și mai elocvent, ne putem opri eminamente asupra turnului scărilor, pentru că turnul scărilor se pare că a făcut parte din primele structuri fortificate de piatra ale Sibiului. Deci este practic cel mai vechi vestigiu pe care noi îl avem încă în picioare, încă funcțional, calfele trăiesc în el. Asta vreau să spun pentru cei care nu asociază neapărat, e locul în care viețuiesc calfele. Iar drumul acela unde sunt astăzi scările, se pare că în istorie acolo erau niște scări de lemn acoperite, cum la Sighișoara, cum mai sunt la Sighișoara, erau mai multe prin Transilvania, iar scările acelea practic prelungesc sau leagă acea mică fortificație așezată pe deal de un drum medieval ceva mai vechi, era unul dintre drumurile care lega localitatea în sine de inima Transilvaniei, de centrul Transilvaniei, de Alba Iulia, de Cluj, de Mureș, pe acel traseu se făcea această relație și veneai spre Sibiu. Și de aceea ni s-a părut cel mai normal să facem acolo acea prezentare, pentru că de acolo, repet, ne putem putea spune fără să greșim, Sibiu a început de acolo. Da, după tot ce s-a cercetat arheologic, sunt două puncte de vedere care s-au și explicat de altfel în dezbatere. Sunt două puncte de vedere care nu se contrazic, ci ele se pot combina. Comunitatea în sine, cetățenii, oamenii aceia care s-au așezat cel mai probabil în zona orașului de jos. Orașul de jos era o zonă foarte bine protejată natural, era o mlaștină mare în zona Pieței Armelor, era râul și era și dealul acela, dealul trebuie să ne imaginăm mult mai înalt și mai împădurit. Accesibilitatea era destul de complicată pentru a putea ajunge în acea comunitate. Dar o astfel de comunitate, și să nu uităm că ne numim Hermannstadt în germană, adică orașul lui Hermann, deci acea comunitate cu siguranță avea un conducător. Istoriografia i-a denumit greavi. E bine, dacă a existat și presupunem că a existat, că de aceea, repet, avem numele unei persoane în titulatura Sibiului, titulatura germană a Sibiului, presupunem că el avea, după moda acelei perioade, o curte a sa, în care probabil că avea o fortificație cel puțin din lemn și pământ, cu siguranță avea un tur, locuiță în care locuia cu familia și avea o capelă, capela s-a și descoperit. E bine, revin. Deci putem discuta despre aceste două vetre, dar dacă este să ne gândim la vatra care definește o comunitate, cu siguranță aș spune că, și nu sunt doar eu cel care susține astfel de lucru, de fapt majoritatea istoricilor din localitate spun acest lucru, atunci putem opta spre zona Pieții Huet, pentru că aceea a fost dătătoarea de dezvoltare, a devenit acel axis mundi și dacă ne uităm la cum a evoluat orașul, vedem că orașul a evoluat în jurul Pieții Huet, nu în jurul Pieții Dragonilor, tocmai ceea ce arată că, de fapt, punctul decizional și punctul administrativ era principal acolo. Se afla acolo. E interesant ce se va întâmpla pe parcursul anului viitor. Sunt o groază de evenimente pe care Asociația Sibiu 1191 și le propune. E un pic prematur să discutăm în detaliu despre ele, fiindcă trebuie să treacă prin aprobarea Comisiei de Specialitate și apoi a Consiliului Local Sibiu pentru a beneficia, evident, și de finanțările necesare. Va fi totuși un an plin de astfel de evenimente, un an în care vom întâlni elementele vizuale, pe o parte le și vedem deja, ele curg și aici la televiziune și colegii din presă le-au prezentat la momentul respectiv. Vor fi deci evenimente, vor fi și evenimente care vor aduce în față exact istoria despre care vorbea Răzvan Pop înainte? Așa cum am pornind de la istorie și de la bază, așa o să și continuăm. O să fie atât anumite activități științifice care să arate evoluția Sibiului, rolul Sibiului pe care l-a jucat și care îl joacă în continuare și în zilele de astăzi în evoluția țării. O să încercăm să mergem și la categorii sociale, de la copii, la adulți, la pensionari, la vârstnici, o să atingem toate păturile. În special, o să încercăm poate și pe această latură de copii să-i învățăm încă de mici ceea ce este Sibiu, ce a reprezentat Sibiu și să fie mândri că fac parte din și locuiesc și trăiesc în Sibiu. Nu numai cei care sunt născuți în Sibiu, bineînțeles, că nu sunt unul dintre cei născuți în corect, Sibiu. Corect. Am adoptat multă lume și e bine că am făcut asta. De altfel, trebuie să spunem că proiectului Asociației Sibiu 1191 deja s-au alăturat și alte asociații cu proiecte deja tradiționale ale lor. Claudiu vorbea înainte despre prezența copiilor. AIOS are un proiect care este dedicat istoriei și copiilor, de aceea lucrurile se combină pe măsură ce anul 2016 se apropie sau
sau dacă vom fi deja în ianuarie, se desfășoară. O mențiune specială pentru un proiect în care suntem de data asta și noi implicați alături de asociație este dedicat, fiindcă nu, întreg anul 2016, fiind atât de ofertant, nu poate fi strict rezervat istoriei sau copiilor, ci și altui tip de concetățeni și concitadini cu noi, oameni care au părăsit însă Sibiu, lucrează în alte părți și lucrează cu succes în alte părți. E vorba de un subproiect, dacă vreți să-i spuneți așa, Sibiul de departe se cheamă. E un proiect de media mai mult decât altele, un proiect care va avea o componentă de reportaj de televiziune și una de articol scris. Va fi în cele din urmă editat și un volum. Veți vedea acolo sibieni care trăiesc în străinătate, în diferite colțuri ale țării. Asociația spunea că există șanse ca acest proiect să se desfășoare și după anul 2016. Sibieni, deci, care trăiesc în străinătate și care au reușit în carieră, fie că sunt aici la noi în Germania, cum ar spune cineva, foarte mulți sibieni în Germania, fie că sunt în Belgia sau în Suedia sau oriunde în altă parte. Începând de la din anul viitor, din ianuarie chiar, veți vedea acești sibieni ce fac, cum trăiesc, din ce trăiesc și cum reprezintă Sibiul în străinătate. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența la emisiune. Felicitări pentru proiect. Așteptăm informații suplimentare. Până în alta, încă câteva zile puteți viziona expoziția din curtea interioară. Până în 4 decembrie. Până în 4 decembrie, din curtea interioară a Primăriei Municipiului Sibiu. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Suntem la final, doamnelor și domnilor. Despre emisiunea noastră de mâine vă pot spune că ne va prilejui o reîntâlnire, de fapt, cu președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Sibiu, Ion Tămâian. Vine nu întâmplător, vine pentru a ne vorbi despre două inițiative. Una în calitate de președinte al UAP, de artist plastic, tocmai ce a vernisat o expoziție la Palatul Mogoșoaia, la București, vine să ne vorbească despre asta. Iar o altă calitate pentru care l-am invitat și un alt eveniment care a avut deja loc este, deci, calitatea de parlamentar, iar evenimentul este, de fapt, o interpelare. Ion Tămâian se întreabă și pe bună dreptate altfel, ce se întâmplă cu cei care își lasă clădirile monument istoric să se dărâme? Ne-am discutat și răzdiscutat subiectul aici, nu există cadrul legal, dar poate ne spune domnul deputat Tămâian mai multe. De asemenea, mâine o întâlnire cu primarul orașului Săliște, cu Horațiu Răcuciu, e aproape sfârșit de an și ne va spune ce s-a făcut, ce nu s-a făcut și ce se va face. Atât, deci, la revedere pe mâine!